Iată-ne, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimbi. Invitatul nostru de astăzi, Gabriel Ilieș, membru USR, candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva. O discuție interesantă pentru mine, pentru că văd un domn care vine și îmi spune că va candida la primăria orașului Deva, dar nu vine să-mi zică de rondouri, de flori, de bunăstarea cetățeanului, de vreau să fac totul, vă iubesc, fac infarct de atâta iubire, ci veniți să vorbiți despre educație și să spuneți că învățământul e subfinanțat. Foarte interesantă discuția asta, de fapt chiar tema este educația și politicul. Rondoul despre care spuneați, la fel ca și, știu eu, zonele verzi, asfaltarea drumurilor, canalizarea, transportul public, fac parte din fișa postului primarului și primarul are o fișă a postului. Da, nu am discutat despre fișa postului pentru că astea sunt lucruri normale. Nu cred că ar trebui să venim să spunem că o să respectăm fișa postului, ci cred că discuția trebuie să fie despre viziune și despre inovație și despre cu ce altceva sau cu ce venim în plus față de fișa postului. Păi da, dar spuneți-mi ce v-a determinat concret să candidați? Este o poveste interesantă. Așa cum am spus, dacă mă întrebați acum un an, eram foarte convins că nu voi avea de-a face niciodată cu zona politicului. Ce m-a determinat este experiența pe care am avut-o, în primul rând, ca părinte de elev în școlile de vene. Fiul meu a fost un elev de care eu am fost mândru și unitățile școlare unde a fost în declarații publice și a fost și prezent în emisiuni și a primit și recunoștință din partea administrațiilor și locale și județene. Dar pe parcursul traseului său educațional am fost alături și știu că nu întotdeauna experiențele școlare au fost ușoare, uneori poate că n-au fost nici plăcute. Ca să ajungă fiul meu unde a ajuns, a trebuit să muncească mult și a trebuit să muncească într-un sistem subfinanțat. În momentul în care fiul meu a împlinit 18 ani, și-a făcut un cadou, a venit și m-a anunțat că s-a înscris în USR. El activând în zona civică înainte de acest lucru, de altfel împreună suntem implicați în proiecte de voluntariat. Și de acolo au urmat multe discuții. Multe discuții, multe dezbateri, până în momentul în care m-am convins și eu că trebuie să ne implicăm. Și aici nu este vorba despre mine, dar eu cred că trebuie să ne implicăm cu toții. Dacă într-adevăr vrem să construim ceva, o putem face doar împreună. De ce USR? Pentru că USR-ul, în viziunea mea, este partidul care a reaprins speranța românilor. El s-a născut într-un moment politic greu, ca și reacție la unele derapaje politice și iată-mă azi în această echipă. Bun. Da, sunteți convinși că, vedeți, dumneavoastră aveți un proiect educațional, spuneți despre interesul copiilor de a învăța și așa mai departe. Chiar credeți că toți copiii sunt interesați de așa ceva, că mai stârnește interesul, învățătura? Să nu uităm că există comunități care nu frecventează școala. Sunt o mulțime de copii în toată țara asta, care locuiesc în cătune, unde poate n-a ajuns nici electricitate și așa mai departe. Merg săracii 10 km pe jos ca să ajungă la școală. După ce termină clasa 8-a singur, deși ei au învățat, singura lor speranță e vaca și pedaluri. Deci, ce facem cu ăștia? Cred că este și obligația, dar cred și că se poate ca administrația locală să găsească soluții punctuale pentru fiecare dintre aceste situații și cazuri pe care, la care faceți referire. Există și Deva. Există orașul de carton, da, și acolo sunt copii care și ei trebuie să meargă la școală. Dar cred cu tărie că se poate schimba școala și ține de viziunea pe care eu o am. Dacă nu știm încotro ne îndreptăm, nu contează pe unde mergem. Spunea un personaj dintr-o poveste, Alice în Țara Minunilor. Eu știu unde vreau să mă îndrept și în câțiva ani îmi doresc ca Deva să treacă de la un exemplu de bune practici privind educația preuniversitară la un reper. Și dacă știm în ce direcție mergem, se poate realiza. Și care ar fi acest reper? Reperul este acesta.
educația preuniversitară din Deva să fie model pentru, pentru celelalte orașe. Bun. Ce alte lucruri nu mai funcționează în Deva în acest moment? Este loc de a îmbunătăți în, la, indiferent de domeniul la care facem referință. Dar dacă punctual o să mă refer la ceva, în afară de zona aceasta a educației, mă gândesc la cetatea Devei. De ce la cetate? Pentru că este un simbol al orașului nostru și eu cred că toate consiliile locale care au în administrare un asemenea monument au oportunitatea extraordinară de a aduce bani la buget din turism. De altfel, programul nostru de guvernare locală se numește simbolic o cetate plină de viață. Și nu ne referim așa doar la cetatea Devei, ci la întreg municipiu. Strict pentru cetate, această cetate plină de viață noi o vedem ca pe o cetate animată. O cetate care să oferă turiștilor experiențe frumoase, o cetate în care să fie show medieval. Nici acolo nu e vorba de investiții foarte mari. Există oameni care sunt pasionați de acest domeniu și eu sunt unul dintre acești oameni. Am făcut voluntariat în cetate, costumat în costum medieval pentru turiști, alături de alți oameni. În ce v-ați costumat? Garda cetății. Aha. Am înțeles. Și alte personaje medievale. Am și un videoclip de electoral pe pagina mea în care apar costumat într-un costum medieval. Eu cred că aceste proiecte sunt foarte bune pentru a atrage turiști. Dar iarăși și aici avem un alt concept față de ce se întâmplă până acum, astfel încât să transformăm vizitatorii, că vizitatorii avem, în turiști. Faptul că parcarea aceea se află chiar la poalele cetății în fața telecabinei nu cred că este cea mai inspirată soluție. Pentru că atunci oamenii vin, se dau jos din autocar, urcă pe cetate, în jumătate de oră au coborât, Deva se alege cu biletul liftului și ei pleacă mai departe să viziteze alte obiective și să doarmă la Sibiu, nu? Și să se lească. Da, foarte interesant, nu? De altfel, am văzut cetatea, m-am suit, am stăcinut, am plecat. Sunt multe alte cetăți în România, nu vorbim doar de alte țări, care fac bani datorită acestor show-uri pe care le organizează, show-uri medievale. Pe cine vă bazați ca și, sau cine credeți că va fi electoratul dumneavoastră undeva? Cui vă adresați în primul rând? Mă adresez în egală măsură tuturor devenilor, dar acum din sondajele pe care noi le-am făcut, electoratul nostru este preponderent tânăr. Și ce ar trebui făcut pentru acești tineri undeva? De dumneavoastră, de alții, ce ar trebui făcut pentru ei? În afară de acest învățământ smart, care mie mi-a plăcut, da, ok, bun, dar asta mă duc la școală, mă uit, okay, mă duc acasă, nu-l mai am. În rest, ce ar trebui făcut? Să știți că se întâmplă lucruri frumoase. Știți chiar... copiii nu își ocupă tot timpul doar învățând. De acord. Activez în zona asta de după școală și se întâmplă, vă spun, că se întâmplă lucruri frumoase chiar în acest moment. Există câteva organizații ale tinerilor, sunt cluburi de voluntariat, sunt mulți tineri implicați în aceste cluburi. Activitatea lor ar trebui sprijinită. Și ce fac în cadrul cluburilor de voluntariat? Voluntar la ce? Dacă pot să dau nume, putem vorbi de voluntarii Leo de la Alliance, putem vorbi de cercetași, putem vorbi de interactul voluntarii de la Rotary și sunt și alte organizații ale tinerilor. Să știți că fac lucruri foarte frumoase. Păi, de exemplu, anul trecut, Clubul Lions din Deva a organizat Jocurile Naționale Special Olympics și acolo vorbim de câteva zeci de voluntari tineri. Tineri care au stat cu persoanele cu dizabilități, care au participat la Jocurile Naționale Special Olympics. Bun, ok, eveniment Special Olympics. Și altceva? În fiecare zi, să știți că se întâmplă, acum nu am o listă cu activităților, dar așa, în fiecare zi se întâmplă ceva. Chiar ieri, de exemplu, un club de dezbateri din Deva a avut o activitate de care eu știu. Deci aș prefera să le pun neuronul în mișcare tinerilor, știți? Ce poate face administrația locală pentru ei,
poate face. Îi poate sprijini cu un spațiu, îi poate sprijini cu consultanță, îi poate sprijini cu materiale de care ei au nevoie, cu birotică. Din câte știu eu, generația tânără întotdeauna are probleme. Nu mai știu cum e acum, 2020. Dumneavoastră, ca și psiholog școlar, care credeți că sunt principalele probleme de care se lovesc tinerii? Acum, nu o să-mi dați nume, dar o să-mi spuneți, uite, asta, din ce am constatat eu. Vin la dumneavoastră? Vin. Este o paletă largă. Eu fiind într-o școală gimnazială, activitatea principală, să o spun așa, ține de consilierea și orientarea vocațională. Acolo este o zonă în care lucrez mult cu tinerii pentru că ei doresc să ia decizii în cunoștință de cauză. Spre diferență de generația mea, de exemplu, care nu a trecut prin acest proces de orientare, ei chiar sunt interesați de acest aspect. Și este normal să fie așa. Nu, mă referam la problemele cu care vin la psiholog. Sunt parte dintre ei depresivi, sunt cu probleme în familie, probleme la corazonul spinado. Toată paleta o putem bifa. Și așa mai departe. Sunt, din păcate, toată paleta o putem bifa și mai mult decât, nu știu, comparativ cu acum nu știu câți ani. Adică e ceva în creștere, e ceva în scădere sau în linii mari problemele rămân cam aceleași la fiecare generație care vine? Sunteți de 20 ceva de ani, ziceți, de 21, în sistemul ăsta. Nu pot să zic că au crescut unele probleme așa într-un mod înfricoșător față de, s-au raportat la alte perioade, dar problemele sunt diverse și de multe ori problemele acestea apar tocmai datorită conjuncturii sociale. Părinții sunt ocupați, se duc la mai multe locuri de muncă, tinerii nu găsesc întotdeauna sprijin, există perioada asta a confuziei, sunt lucruri normale până la urmă. Am și specifice perioadei. Pentru seniorii tăi, ce ar fi de făcut? Sunt proiecte la care noi ne gândim și pentru seniorii tăi. Și unele dintre ele vin chiar că din, mulți seniori, din activitatea de voluntariat pe care o parte dintre membrii echipei USR o practică. Noi am avut un proiect de voluntariat în care și eu am fost implicat chiar la Clubul Lions, al cărui membru eu sunt. Un proiect susținut de membrii ai, cred că tuturor partidelor de pe scena politică din Deva. Noi acolo facem voluntariat, nu politică. Și în această perioadă ne-am făcut voluntariat pentru seniori în perioada aceea de stare de urgență când ei nu au putut să meargă la cumpărături. Sunt proiecte, trebuie susținute și aceste organizații ale seniorilor, trebuie găsite soluții la nevoile lor punctuale și asta poate fi un proiect permanent, să ajuți seniorii, de exemplu, la cumpărături. Sunt mulți seniori care nu mai pot să facă lucrul acesta și se pot îmbina activitățile acelor tineri despre care vorbeam. Nici măcar nu sunt costuri pentru genul acesta de activități. În cadrul unui proiect comun, tinerii cu seniorii. Un proiect comun între administrația publică, da, locală, doar că administrația se poate implica ca și coordonare și ca și logistică pentru dărul acestor proiecte. Păi nu cred că ar fi mare cheltuială într-un astfel de proiect. Din ce am observat eu, să știți că pentru multe lucruri mari nu e mare cheltuială. Da. E vorba mai mult de viziune. Și de voință. Bun, acum drept e că și mai există o chestie că de la voință la putință uneori e un pas destul de mare, dar trebuie făcut și acela, nu? Domnule Ilieș, vă vine să cred sau nu, am ajuns foarte aproape de finalul emisiunii, maxim un minut mai avem. Okay. O să vă mai invit și altă dată dacă veți dori să mai veniți în studioul nostru. Mi-a plăcut foarte tare chestia asta cu realitatea virtuală și cu cutiuța cu minuni, ca să zic așa. Și ce să zic, vă doresc succes în implementarea acesteia și, de ce nu, în ceea ce vă doriți. Eu am însă o vorbă.
Adică nu e a mea, e un cântec parcă sau e ok. Țara te vrea prost. Eu cred că majoritatea politicienilor care ne-au condus și cred că și mulți dintre cei care ne vor conduce de acum înainte ne vor proști. Pentru că un popor prost, un om prost, un om care nu gândește, este extrem de ușor de manipulat, se mulțumește cu puțin pentru că nu cunoaște altceva. Contraziceți-mă pe final. O să vă contrazic, pentru că trăim într-o democrație și supremă este voința... Dar nu e alegerea mea să fiu prost. Voința cetățenilor. Nu știu dacă noi prost. Cetățenii nu dorim să fim așa cum ați spus dumneavoastră că doresc unii politicieni, nu vom fi. Depinde de noi. Da, așa este. Mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc pentru invitație și voi răspunde și invitațiilor ulterioare, probabil cu alte surprize. Ok. Stimați telespectatori, Gabriel Ilieș, membru USR și candidat la primăria municipiului Deva, a fost invitat în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu noi în continuare, numai bine. Eu mă duc să mă mai joc un pic cu căștile alea VR, că tare ești.